Salut, băieți și fete, bine v-am găsit la un nou episod din ăsta. Ne vă vorbesc. Deci, da, acum avem și gameplay asta pe fundal. Chestia ca care era The Real Red și Rovion. Da, așa se numește. Ca e acum, dacă eu fac acolo alte zone. Deci, da. O femeie transgender a fost bătută în Iulius Mall, Cluj, de un tânăr, altul a filmat și s-a amuzant. Video exclusiv. Va are vreo clipuri chiar acum. Mă, nu, sau mai încolo va are, deci da. Văd eu unde vă dau oricum. Văd eu tare și mă gândesc unde vă dau, deci da. O femeie transgender și prietena ei au fost lovite luni seară. Apropo, este din 23 mai, anul acesta. O femeie transgender și prietena ei au fost lovite luni seara, aproape de închidere, de un tânăr la Iulius Mall, Cluj, în fața magazinului Adidas Recent. S-a întâmplat în Iulius Mall un act de violență contra unei femei transgender. Femeia este bătută de doi băieți în mall lângă Adidas. Băieții merită să fie dați în judecată, ne-a trimis un angajat. Una dintre fete s-a născut așa, iar cealaltă este normală. Cea care a fost agresată fizic este transgender. Presupun că s-a luat de ea pentru acest motiv. Ne-a mai supus sursa. Ce ne-a simțit? Cel care a filmat bătaia și nu a intervenit, ci s-a distrat copios, este Alin Lancu. Cel care a bătut femeile nu se știe cine este, dar poliția îl poate identifica. Pe imagini se vede că și femeile au fost agresive. E, da, ăsta a fost ce-o videoclipul. Băieți și fete, cam scurt asta, dar vă arăt acum filmarea. La revedere! E pula mea. Mai e pula mea. Ce vezi? Ce-i cu tine? Ce? Bă! And remember, like and subscribe. 'Cause I may need a medic. Tell me who better. I make you regret it. It's in my genetics. Your shit is pathetic. What am I supposed to do but be great? Never let a thing stand in my way. Never let a devil ruin my faith. And it ain't no such thing as I can't. You looking at a rare breed.